participanți, ne bucurăm să fim împreună astăzi la un eveniment premieră pentru regiunile din Republica Moldova. Astăzi lansăm brandul Regiunii Ungheni, un concept inovativ utilizat, valorificat din plin și în regiunile Uniunii Europene. Noul logo a fost dezvoltat în cadrul programului EU pentru Moldova, regiuni cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, care oferă asistență financiară și expertiză în dezvoltare inteligentă, ecologică, inclusivă și sustenabilă a celor două regiuni din Republica Moldova, Ungheni și Cahul, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Noile logo-uri care îl vom lansa în câteva minute vă oferă o identitate distinctă regiunii Ungheni și sporește competitivitatea în atragerea turiștilor, investițiilor, companiilor noi, sporirea exporturilor, promovarea pe plan extern și nu în ultimul rând în atragerea de capital uman. Noul brand este un brand unitar, complex, ce cuprinde atât turismul cât și investițiile, dezvoltarea economică și produsele locale. A fost un exercițiu participativ, cu prezența sporită a oamenilor de creație, a reprezentanților sectorului asociativ, privat, mai multe instituții din regiune. Au fost cercetate și documentele identitare a regiunii Ungheni. Ulterior a fost coordonat și aprobat și sperăm să fie utilizat activ de autoritățile locale. Odată cu lansarea brandului, el poate fi utilizat și la promovarea afacerilor locale, pentru a pune în valoare cele mai bune produse cu specific regional, mândrie rețetelor tradiționale. Sperăm că acest brand va fi purtat cu drag și de cei ce simpatizează Ungheniul, atât din țară, cât și de peste hotare. Firește că un brand poate fi creat doar cu o echipă puternică. Am muncit împreună cu echipa de la Publicis, creatorii brandului național și Hora Design. Și ne bucură că brandul creat are conexiuni simbolice și cu brandul de țară Pomul Vieții. Acum ofer cuvântul lui Eugen Boico pentru a dezveli acest brand care vrem să povestim astăzi. Poftim, Eugen! Salut, Dumitru! Mulțumesc foarte mult! Eu sper că eu mă aud bine. Da, te auzim bine. Da? Ok, excelent. Eu, în primul rând, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a lucra la proiectul dat. Pentru mine și pentru întreaga echipă a fost o experiență nouă, o experiență foarte interesantă. O să povestesc un pic mai mult despre acum, dar permiteți-mi să fac partajare de ecran. Așa, spuneți-mi dacă vedeți un slide albastru, regiunea Ungheni. Da, îl vedem. Da? Se vede bine. Da, haideți să mergem. În astfel de proiecte, prima întrebare pe care ne-o dăm de la bun început este să înțelegem care sunt istoriile care merită de povestit despre subiectul proiectului. În cazul dat, noi vorbim despre regiunea Ungheni. Prima întrebare care am vrut să o răspundem a fost care sunt istoriile care merită de povestit despre regiunea Ungheni. Aici vreau să zic că focusul nostru n-a fost doar pe orașul Ungheni. Deși noi înțelegem că orașul este de fapt epicentrul regiunii, este un centru a gravitației, însă scopul era să înțelegem întreaga regiune, care sunt poveștile care merită de povestit. Și aici, în urma studiului, am aflat mai multe lucruri, o mulțime de lucruri interesante. Și apropo, încurajez toți cei care vor să afle mai mult despre Moldova și despre istoria Moldovei, să pătrundă un pic mai adânc și să afle istoria regiunii Ungheni. Chiar și mulți unghenieni, vorbind cu ei, erau impresionați că, de fapt, sunt istorii interesante care merită de povestit despre Ungheni. Aici sunt și lucruri mari, cum ar fi, de exemplu, podul Eiffel sau cum ar fi, ceea ce a urmat mai târziu, podul de flori, un eveniment foarte important în istoria Moldovei. Este și istoria despre schimbarea ecartamentului, este și istoria despre zona economică liberă. Sunt mai multe lucruri, mai mari sau mai mici, care merită de povestit despre regiunea Ungheni. Luând asta ca și punct de pornire, următorul pas a fost să triem, să încercăm să înțelegem bine, dar ce ar fi începutul istoriei, cu ce noi am, ce am putea să bazăm acest brand. Și aici, iarăși, trebuie să zic că procesul a fost unul iterativ. Noi cream niște ipoteze, apoi le validam cu reprezentanții regiunii, lucram și cu reprezentanții din mediul artistic, și cu reprezentanții din mediul antreprenorial, și cu reprezentanții a localităților, a autorităților publice,
locale, cu scopul de a înțelege mai bine, bun, care ar fi accentul de la care pornim. Pentru a facilita acest proces au fost create 12 versiuni de identitate, de fapt au fost create 12 identități, pentru a explora fiecare plus, fiecare avantaj pe care putem să-l punem în față despre regiunea Ungheriei. Bun, nu o să intru în acele 12, pentru că, mă rog, este un proces firesc să prototipăm fiecare beneficiu în formă de un logo, în formă de un brand, dar o să povestesc despre acel concept care a ieșit detașat cel mai preferat. Și conceptul dat este bazat pe un adevăr simplu. Regiunea Ungheni oferă oportunități unice transfrontaliere pentru fiecare. Mai mult decât orice altă regiune, probabil, în Republica Moldova, dar chiar și la nivel regional, când vorbim de România, Ucraina, Moldova, regiunea Ungheni are un atu puternic și anume că oferă oportunități unice transfrontaliere pentru fiecare. Bun, ăsta a fost punctul de pornire. Am zis, hai să încercăm să găsim o metaforă vizuală. Pornim de la o idee foarte simplă vizuală. Închipuiți-vă că există localitatea Ungheni, există localitatea Iași, există râul Prut care face o curbură între orașele astea. Și ceea ce se întâmplă zi de zi, de ani de zile, poate chiar decenii, dacă nu secole, există un flux permanent între aceste două orașe, un flux cultural, un flux economic. Și iată, de fapt, dacă am stat să reprezentăm aceste oportunități transfrontaliere și dinamica care se întâmplă în regiune, grafic ar putea arăta așa. Asta a fost punctul de pornire și de aici, de fapt, s-a născut simbolul, s-a născut și logo-ul, care arată în felul dat. Este laconic, ușor de utilizat, este unul care este imediat recunoscut de majoritatea celor care sunt din Ungheni, că da, într-adevăr, este al nostru, este despre noi, însă are mai multe valențe decât metafora asta principală despre care am vorbit numai ce. Și anume, în primul rând, are un slogan, are o promisiune, regiunea Ungheni, locul unde ne conectăm. Sau pur și simplu, regiunea Ungheni, unde ne conectăm. De ce am ales anume această direcție? Iarăși a fost un proces iterativ. Noi am lucrat împreună cu reprezentanții regiunii cu scopul de a distila cea mai puternică promisiune. Și aici vreau să zic că este o promisiune care vorbește și valorifică trecutul nostru, pentru că da, Ungheni este locul unde ne conectăm cu patrimoniul nostru. Ungheni este locul unde ne conectăm cu istoria noastră. Iarăși vorbim de evenimentul Podului de Flori. Ungheni este locul unde noi ne conectăm deja de secole și din punct de vedere cultural. Există o istorie, bun, nu știu cât e de adevărată, eu cred că este adevărată, că Ion Creangă și Mihai Eminescu, în moment ce oboseau de Iași, treceau frontiera și veneau la Ungheni. Tot este un loc unde ne conectăm și din punct de vedere cultural. Dar ceea ce este foarte important, noi vorbim și despre viitor aici. Odată ce regiunea Ungheni are un număr de proiecte transfrontaliere, odată ce există zona economică liberă, cu siguranță este un loc unde ne vom conecta cu oportunitățile din viitor. Regiunea Ungheni este punctul de sudură între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Respectiv, cu siguranță, este locul unde ne conectăm cu oportunitățile din viitor. Bun, deși simbolul este laconic, el are un număr de valențe suplimentare. Și aici aș vrea să vorbesc un pic despre metaforele care sunt codate în acest simbol. Pe de o parte, bineînțeles, simbolul este o reprezentare grafică a literii U din denumirea regiunii. Totodată, simbolul este o reimaginare și o reinterpretare a stemii orașului Ungheni. Acel ritm vertical de linii roșii și negre și, bineînțeles, acest unghi alb suprapus. Totodată, noi vedem și o plastică a unei amprente în acest loc. În acest sens, noi vrem să zicem că astăzi contează fiecare unghenean. Cei care nu știu că, de fapt, acest unghi alb reprezintă Prutul, vor vedea o săgeată în sus. Și ea tot este reprezentativ. Un lucru pe care l-am observat lucrând cu regiunea Ungheni este un drive și o motivație aparte a tuturor care sunt din Ungheni. Aș vrea să zic că Ungheniu, de fapt, este și un centru de antreprenoriat tânăr. Cunoașteți, probabil, organizația JCI, una din cele mai puternice și una din cele mai dezvoltate organizații de antreprenoriat tânăr. Își are sediu la fel, își are inima la fel în Ungheni. Și totodată, dacă stăm să ne uităm peste brandul Pomul Vieții, brandul Moldovei, observăm că în regiunea din stânga sus, cam acolo unde geografic se află Ungheniu, există o cupă roșie. N-am făcut o legătură neapărat intenționată, dar credem că este o legătură frumoasă, elegantă cu identitatea Pomul Vieții. Însă, ceea ce este foarte important este că brandul regiunii Ungheni are istoria sa proprie. Bun, de aici noi abia începem. De ce zicem că abia începem? Pentru că un logo încă nu este un brand. Un logo încă nu este un succes, dacă pot să zic așa. Un logo este abia un început. Pentru a ne asigura că este un succes, a fost creat un
set întreg de materiale suplimentare de atribut, un univers a acestui brand, care permite să povestim toate istoriile ce țin de legiunea Ungheni într-o formă interesantă și interactivă. Ele sunt toate comprimate, bineînțeles, într-un ghid de brand. Cu siguranță o să aveți posibilitatea să-l cercetați. Eu nu voi intra în detalii tot ce înseamnă ghid de brand. Eu îți povestesc mai mult despre acel univers pe care îl reprezintă brandul regiunii Ungheni. Bun. În primul rând, bineînțeles, sunt mai multe simboluri pe care le utilizăm. Simbolul de bază este reprezentarea din logo, dar ea are și o reinterpretare sub formă de inimă, pentru că o să vedeți mai târziu, este mult mai ușor să conectăm cu brand, audiența noastră, utilizând astfel de simboluri. Noi, cu siguranță, ne doream nu atât un brand instituțional, rece, sec, noi ne doream un brand care fiecare ar putea să-l îmbrățișeze și fiecare ar putea să-l poarte și ar fi mândru să-l poarte. Ori, asta însemna că, pe lângă culorile de bază pe care le-am adoptat, culoarea roșie, culoarea neagră și culoarea albă, există un set de culori suplimentare ce au menirea de a diversifica comunicarea despre brandul regiunii Ungheni. Totodată, când vorbim despre poză, ca și un atribut foarte important în sistemul brandului, am zis că ne vom strădui să nu încercăm să distorsionăm realitatea, dar invers, celebrăm lucrurile care merită celebrate. Oamenii din Ungheni, drive-ul oamenilor din Ungheni, autenticitatea lor. De asta, în colecția de poză pe care o să o găsiți și o să vedeți în continuare ca și instrument de promovare a regiunii, veți găsi doar poză frumoasă care arată niște adevăruri. Pe lângă oameni, bineînțeles, avem și localități din regiune, avem, bineînțeles, și lucrurile care sunt deja cunoscute în întreaga Moldova, Gara Internațională de la Ungheni, dar și lucruri mici care pot fi găsite și văzute în Ungheni, care creează o legătură emoțională cu brandul dat. Cum am zis deja, noi ne dorim să creăm un brand personal. Noi nu vrem să creăm un brand care toată lumea să zică că da, este un brand unei regiuni, nu prea ține de mine, este un brand instituțional. Nu, este un brand care reprezintă fiecare unghenian sau fiecare persoană care aspiră la regiunea Ungheni. Ori asta ar însemna că, fiind proiectat pe materiale, noi ne doream o reprezentare cât mai umană și cât mai tactilă. De aceea, pe lângă logo-ul de bază, prin lângă elementele de bază, au fost create câteva atribute suplimentare, cum ar fi, de exemplu, ornamentul sub forma de brâu. Am văzut din experiența promovării brandului Pomul Vieții că o execuție de ornament este foarte utilă. Cu toții știm, de exemplu, plăcuțele de la automobil, care au ornamentul din Pomul Vieții, cât de populare au devenit. De asta am creat special pentru regiunea Ungheni un ornament sub formă de brâu. El poate fi regăsit alături de reprezentările alternative a brandului când vorbim de producătorii din regiunea Ungheni. Iată, de exemplu, aici puteți vedea o simulare cum ar putea să arate producția uzinii Ungheni Vin, fiind branduită cu, iată, acest mesaj, produs cu drag în regiunea Ungheni. Și observați cât de elegant și cât organic acest mesaj lucrează împreună cu brandul producătorului din regiune. Totodată, pentru a, cum am zis, pentru a face brandul nostru interesant de a fi descoperit, pentru a-l face multivalent, a fost creat un număr de ornamente suplimentare sau așa numite pattern-uri în engleză. Ele s-ar regăsi, de exemplu, pe covoarele produse împreună cu uzina covoare Ungheni și, bineînțeles, ar fi o reamintire despre brand. Acest set de materiale ne permite să creăm un univers multivalent. Ne permite să creăm un brand care nu e ceea ce în engleză se numește boring, care nu te obosește prin faptul că apare într-același fel tot timpul. Nu. Noi putem să articulăm diferit brandul dat în funcție de context. Și e clar că în cazul când vorbim de materiale instituționale, iarăși se regăsește într-o formă demnă, într-o formă prezentabilă. Însă, totodată, când vorbim de materiale pe care le-am purtat, capătă alte valențe. Este foarte modern, este ușor de purtat, este ușor de asociat. Iată exemplu acelor plăcuță. Vedeți cum se regăsește acel brâu și vedeți cât de elegant el, de fapt, notează faptul că plăcuța asta este din aparține cuiva din regiunea Ungheni. Bun, noi am vrea să, bineînțeles, scriem un sistem care ar fi ușor de utilizat și aplicat în orice context. Inclusiv, iată, de exemplu, și pe materiale pe care le puteți vedea în orașele din regiune, nu neapărat doar în orașul Ungheni. Pe lângă aplicarea brandului, bineînțeles că există un set de reguli și sugestii cum putem implementa brandul dat în comunicare. Și aici, iarăși, tindem să avem o prezentare modernă,
o reprezentare care ar fi la nivelul orașelor europene, la nivelul regiunilor europene și cu siguranță ne dorim o prezență proaspătă și o prezență temnă. Dar uneori ne dorim să fim mai vizibili. Și de asta, pe lângă lista de materiale care au fost create, au fost creat și acest, cum a zis cineva din Facebook, a fost creat și acest instrument grafic hipnotic. Da, uneori regiunea când comunică se dorește a fi auzită. Și pentru asta a fost creat acest instrument grafic, acest ecografic, care ajută regiunea să promoveze evenimentele și să promoveze lucrurile care merită văzute. Utilizând acest instrument grafic, teoretic, noi putem transforma orice imagine într-o imagine de comunicare a regiunii Ungheni. Iată, vedeți că aici mâinile care de fapt se conectează au acest ecografic care el își reprezintă brandul Ungheniului. Bun, având acestea spuse, aș vrea să zic că în brandul regiunii Ungheni este și un secret, un așa numit Easter Egg. Easter Egg, asta înseamnă că când există un secret, nu neapărat povestit tuturor, dar eu îți beneficiez de ocazie și o să-l povestesc ca celor care sunt cu noi astăzi live. Dacă o să observați chiar în denumirea Ungheni, în litera G, o să observați că ea e reprezentată într-un fel interesant, neobișnuit, și ea de fapt reprezintă acea curbură a râului Prut, pe care vedeți un circuleț, care de fapt este orașul Ungheni. Bun, este fiind spus, cu siguranță invit toți cei care sunt interesați să vadă brandbook-ul mult mai profund, să-l analizeze. Cei care sunt conectați cu regiunea Ungheni, spre ea acest brand și să-l promoveze, eu personal să-l promovez, pentru mine a fost un proiect și este un proiect de suflet. De ce? Pentru că am cunoscut oameni din Ungheni. Eu cunoșteam câțiva colegi din Ungheni, eu cunoșteam antreprenorii din Ungheni, care au și ei un drive aparte. Dar noi împreună cu ei ne-am străduit să capturăm, cum am zis un pic mai devreme, niște adevăruri. Noi nu încercăm să distorsionăm, noi nu încercăm să arătăm lucruri care nu există, noi celebrăm în întreaga identitate subiectele care sunt subiecte de mândrie și subiecte de adevăr ce țin de regiunea Ungheni. Este fiind spus, este important să menționez că tot ce am arătat eu până acum nu este altceva decât un început. Noi deocamdată am creat doar setul de materiale și, bineînțeles, ceea ce urmează este ceea ce va face acest brand vizibil. Aici vor exista două fluxuri. Un flux, bineînțeles, este susținerea care va fi oferită organic de cei care sunt din Ungheni, dar și cei care aspiră la regiunea Ungheni. Dar totodată va exista un set de măsuri de promovare efectuate de proiectul EU for Moldova. Și iată, pentru a povesti despre măsurile astea și despre programul de promovare și de a da o viziune cam ce se va întâmpla mai departe, eu îl invit pe Simeon Berzoi. Da, mersi mult. Îmi spuneți, vă rog, dacă mă aud și mă văd. Da, te auzim și te vedem. Da. Mersi mult, Eugen. E o adevărată plăcere să asculți cum a fost creat. Chiar îmi trecea prin minte acum că noi avem un an. Un an de când am început să lucrăm asupra acestui brand și nu degeaba se spune că sfârșitul încoronează opera, dar abia acum mi-am dat seama că lucrul adevărat începe de astăzi. Eu vreau încă o dată să mulțumesc tuturor care au fost implicați și aici vreau să mulțumesc în primul rând ungenienilor, pentru că ei au fost motorul, ei ne-au arătat dorința lor de a promova, dorința lor de a face ca Ungheniul să fie cunoscut atât la nivel local cât și internațional. Este adevărat, noi avem planificat un set larg de măsuri care sunt menite să promoveze utilizarea acestui brand. Ne dăm foarte bine seama că fără promovare, fără îmbrățișarea lui, ne va fi cam greu să promovăm regiunea. Vreau să vă spunem și noi câteva din ideile noastre, deși nu toate, să păstrăm acel Easter Egg, da? dacă putem spune așa. Deci în perioada imediat următoare vor fi lansate videourile pe care noi le numim din culise, în care va fi redată procedura de elaborare acestui brand cu actorii care au fost implicați. De asemenea, vom reda și imaginile grafice care au stat la baza brandului regiunii Ungheni, să cunoască toată țara cât de frumoasă este regiunea, dar vreau încă o dată să menționez că această imagine, acest brand, îl dorim
să fie utilizat de cât mai multă lume, de băștinași, de sectorul asociativ, de sectorul de business. Ne dorim foarte mult ca afacerile care se dezvoltă în regiunea Ungheni să utilizeze acest brand. De altfel, el va fi unul care va putea fi utilizat pe larg de către toți. Vor fi organizate evenimente de flash mob, vor fi organizate mai multe competiții. Deci avem o vastă activitate pe întreg derulare a programului nostru. Încă 4 ani de zile vom fi alături. Iar în acest sens vreau încă o dată să vă felicit, întrucât ne apropiem vertiginos de sărbătoarea de Ziua Națională de 27 august. Vreau ca toți locuitorii Republicii Moldova astăzi să fie ungheneni, să promoveze utilizarea acestui brand. Pe 28 august este și hramul orașului și cred că am făcut și un cadou municipiului Ungheni lansând acest brand. Vreau încă o dată să vă mulțumesc și vreau să vă invit și mâine la aceeași oră, la ora 11, pentru că avem încă o lansare de brand, este vorba de altă regiune. Vă așteptăm și vă mulțumim încă o dată pentru deschidere și spor în toate în ce ne-am propus noi. Mersi mult!